Inare, în trafic s-a finalizat cu spitalizare pentru unul dintre participanți. Un șofer RATP a fost agresat în această dimineață cu spray paralizant și asta doar pentru că și-a permis să oprească autobuzul în stație. Incidentul s-a petrecut în jurul orei 7:30 în podul de piatră. Șoferul autobuzului, care circula pe traseul 19, a oprit regulamentar în stație pentru a prelua călători. Conducătorul unui autoturism cu număr de București s-a enervat pentru că a fost nevoit să aștepte câteva minute. A pus mâna pe un spray lacrimogen, l-a pulverizat către șoferul autobuzului și a fugit. Astăzi dimineață, în jurul orelor 7:30, unui șofer RATP, care circula pe traseul 19, i s-a pulverizat în față de către un alt șofer participant la trafic spray lacrimogen, acesta fiind obligat să anunțe siguranța circulației și salvarea pentru intervenția medicilor. Șoferul participant la trafic a fost nemulțumit de faptul că acesta a oprit în stație și a permis debarcarea călătorilor la podul de piatră. Angajatul RATP nu a mai putut decât să ducă autobuzul până la capătul traseului. Acolo i s-a făcut rău și a chemat ambulanța pentru a-l transporta la spital. Pacientul de 31 de ani a ajuns la spitalul clinic de urgență Sfântul Ioan în urma unei agresiuni prin spray paralizant. Prezenta arsuri de contact la nivelul feței și a fost evaluat din punct de vedere al chirurgiei plastice și al toxicologic. Va continua explorările la oftalmologie, dar din punctul nostru de vedere pronosticul este bun. După ce a fost externat, șoferul a depus la poliție plângere împotriva agresorului.